Da, încep. A vorbit de cele două meciuri, cum am spus și data trecută, contează cum termin campionatul anul și o campionatul anul care suntem în ultimele două meciuri foarte grele, cu unul la Sibiu cu un de drum lung și cu o echipă care a făcut foarte bine de la meci la meci, a jucat mai bine și a făcut un lot foarte bun, cu un antrenor foarte experimentat, cu Mircea, care din punctul meu de vedere e un antrenor foarte, foarte bun și ne așteaptă un meci foarte greu, într-o deplasare lungă, tot cu aceleași problemele noastre care totdeauna trebuie să găsim soluții. Și la meciul acesta Popescu e suspendat și atunci bine că s-a întors Bolis, sperăm să fie bine și să fie cu noi. Da, contează mai puțin în perioada aceasta, din punctul meu de vedere, contează mai puțin antrenamentele și toate, contează foarte mult mentalul, unde să ai jucători care să poată să dea totul, să fie pregătiți pentru a face față la toate detaliile care sunt în fotbal și în special la climă și temperatura și terenul, care trebuie să ținem cont foarte mult în această perioadă, mai în special clima. Jucătorul care trebuie să fie pregătit să lupte. Asta încercăm să facem un meci foarte bun, așa cum l-am făcut și ultimul meci de acasă. Și sperăm să cele două meciuri să producem rezultat, să facem rezultat. E fundamental să ne gândim la acest lucru, de a produce rezultat, de a produce victorii, pentru că ele o să ne aducă o liniște sau sărbători foarte frumoase. Pentru asta, acesta e gândul nostru, muncim pentru asta și sperăm să obținem două meciuri dificile unde trebuie să luăm puncte ca să fim acolo sus. Afară de Popescu, cine mai lipsește? Toți ceilalți care sunt înainte, care vi-am spus înainte la ultima conferință, ceilalți care nu sunt, Nedelcu, Băluță, Kiki, jucători care nu sunt cu noi. Până în nici astea, Kiki s-ar putea să vedem, dar Băluță și Nedelcu nu sunt pentru astea două meciuri. Puta este pe locul 13 și ei au nevoie de puncte să scape de zona aceea, Nu pericoloasă. contează, Meciul? nu contează echipa unde e contează. Eu cred că în afară de primele două, restul, în primele trei, dar primele două, eu zice, restul, toată lumea, suntem acolo, toată lumea trebuie să lupte, toată echilibrată, campionat echilibrat, contează fiecare punct, fiecare meci, aborda fiecare meci la victorie, așa cum am făcut în ultimele două meciuri. E un avantaj pentru farul faptul că vine după două victorii, sub aspectul moral, mă refer. Nu există avantaje, nu există dezavantaje, există o situație de moment unde trebuie să reacționezi, unde trebuie să pregătești meciul foarte bine, unde trebuie să echipa ta să reacționeze, să joace, să fie pragmatică și să reacționeze, așa cum am spus înainte. Suntem într-o perioadă de sfârșit de an unde practic cu siguranță s-a acumulat multă presiune și jucătorii trebuie să ca antrenor și ca manager trebuie să menții această presiune și să-i faci pe jucători să simtă bine, să joace, pentru că nu e ușor. Dar e profesia noastră și trebuie să o facem. Are o victorie la FC Hermannstadt, egalul cu Rapid și cu CFR Cluj. Cum credeți că se dă avantajul cu care Ischia Pentru este? noi contează meciul nostru de acasă cu ei. Nu, restul, dar n-am de ce, cu toate că mă uit la toate meciurile, dar din punctul meu de vedere, e meciul nostru acasă cu ei, unde a fost un meci echilibrat, unde ambele puteau să câștige. Deci așa va fi și acest meci. Ne cunoaștem cât de cât bine, că am jucat acum o lună, ne știm și cred eu că va fi un meci interesant. Ar fi foarte important să revină forul în clasamentul provizoriu cu play-off. Victoria, pentru asta muncim, pentru asta facem, asta ne dorim, să facem cât mai multe victorii, pentru că victoria cu siguranță te aduce liniște, aduce bucurie, încredere și te pune acolo sus. Spiritul nostru trebuie să fie numai acela de a încerca să jucăm, numai să câștigăm.